Bienvenue dans un épisode d'une série de Let's Play Clash Royale. À la tour de vous, yes, Mignol, tout le côté de l'histoire infinie, ok. Haide să faci, să deschidă la acest la păstra pentru video. Tip, da. Așa. Așa. Hai să începem. Să zăm aceste o bătaie dragă, nu? Nu cred, știi să folosesc câte pele. Dacă știam acest match, intrăm în a doua. Și să fiu eu să fac doar până când îi fac la acest lucru, pentru că apoi nu știu ce rol ar avea să mai continui. O să fac până fac 3 victorii, o să fie destul de scurt, dar video, dar... Astăzi am postat unul și mie, cam lene. Să mai fac altul, așa că ăsta o să fie video de mâine. Care o să-l postez mâine. Așa că dacă mă întrebați, efectiv, da. Efectiv, da, 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 da. Nu, așteaptă să vină scheleton armiu. Ciudată mișcarea lui. Ok, hai să-l bătem acum. Sau cel puțin să-i dăm damage. Nu, nu mi-a terminat, din păcate pentru el. Și mini peca o să putea să fie fatal. Și mini peca o să este fatal, exact. Gata, este fatal acest mini peca. Și intrăm în arna a doua, e bine. Dacă vă întrebați de ce vine numele meu, este de la Messi, numai că este scris invers. Înțeles faza cum mănășa niște diamante. Facem let's play-ul ăsta mai scurt. Așa că hai să începem. Așa, perfect, gata. Pe ca și cu prinț perfect la datorie. Pe ca și prinț la datorie. No way. Dude, no fucking way. Pe ca și prințul la datorie mereu. După încetarea focului. Da. Da. Gata, cred că l-am bătut aici, cred că l-am bătut, nu știu, sigur să... Da, cred că l-am bătut, l-am bătut! Nu l-am bătut pentru că am pus Valkyria. Fucking help. Dude, nu înțeleg farmecul după ce ai pierdut. De ce? Nu cred. Da, Valkyria. Așa te vreau, Valkyria. Gata, aici l-am luat, dacă nu-i băgat. Nu-i băgat și Heroes. Da, gata, ești mai boss. Da, carane, mamă, vei bine dacă fă mai lung acest videoclip. De 4 minute e foarte bine. E foarte bine dacă fac lung acest videoclip, dar este foarte bine. Să nu fie chiar așa de scurt de... Așa, hai să băgăm ăștia. Și cu ăștia în spatele knife-ului și gata, să trebuie să-i dăm acolo ceva damage. Damage fatal, nu e, nu mă gândesc că e damage fatal. Da, aici s-ar putea să-i luăm un turn. Da, îi luăm un turn, exact. Și da, i-am luat turnul. Și da, i-am luat efectiv turnul. Mai ne trebuie încă 2 victorii. Asta sigur este o victorie. Nu mai are ce să fac. Așa că o să-i fac asta. Și goblinii ăștia. Că nu cred că știi să-i apreze. Mai, mamă!
Deja, bă, deja v-am pus acest tank. Ok, atunci dacă jucăm. Jucăm ură, da? Ia de aici, vikinga. O, stai că te termin, eu te termin, boss, te termin, nu? Nu-mi atingi tu mie, vikinga, boss. Înțeles, boss, nu-mi atingi tu mie, vikinga, nu-i dacă mai... Nu, dacă vikinga aia dă o lovitură, eu să... Na, nu, nu dă, nu dă, bă, că poți să-i... Prea târziu acei goblini, așa că da, nu da. Bă, level 3 e bine în arna a doua? E bine, e bine, rău. Să fiu ceva level mai mare, ok, da. De obicei, da, înțeleg, cum așa. Ok, ignorați. Acea melodie de fundal pentru că da... e petrecerea. Acum când filmez eu de... trecerea aici, că l-am venit la care se numește Constantin și... Dacă nu știați, este Sfântul Constantin și Elena, așa că... Nu cred. Până nu vă nu cred. Nu cred dacă nu omoară. Omor, mă mă destitui atât de mult la acest meci, dude, și dacă nu iau mai mult de... Nu o coroană, mai mult de o coroană. Trei coroane mă supăr, sau două. Dar nu iau una. Nu iau una la acest meci, nu iau. Oh, și ce bine am pus acea Valkyrie. Îmi place să-i mai spun, dar îi spun Valkyrie. Normal. Nu, da. În minipeca dăm acolo, sper, gata. L-am bătut pe boss, l-am bătut de la sugrumat acum. În ultimul moment, l-am sugrumat, ești proști. L-am sugrumat în ultimul moment. Ce drecului să mai faci, boss? Când te întâlnești față în față cu un zeu. Ce să mai faci, uite. Mai bag și acești goblini de aia să ține compania acelui prinț. Și-am făcut o decizie foarte bună pentru că goblini dau extrem de mult damage. Oh da, aici te-am prins, boss. Aici te-am prins. Te-am prins. Iată, boss, s-a terminat. Spectacolul, întrebi doar o comandă ta și ți-o iau acum? Nu. Mai am ceva de lucrat până să o iau. Adică nu mai am mult de lucrat, asta vreau să spun, că nu mai am mult de lucrat până să o iau. Dacă puneam puțin tel, frate. Stai că am Valkyrie. De ce oare să nu încercăm și pe ea? Totu-i crap, acea fucking trupă dintr-o lovitură și folosește knife-ul. Knife-ul e... un tank foarte bun. Dacă de asta mai mirează knife-ul, ok. Așa. Să pun puțin pe partea dreaptă pentru că eram sigur că turnul de knife. Că knife-ul se apropie. Nu cred! Chiar nu am întrebat asta, dacă zice sunt cu un level mai mare decât bomberul omoară? Nu l-o moară, trebuie să fie cu două levele mai mari decât bombarul. Să-l ții minte. Și l-o moară. Aici te babos, aici te bat și te faci pe partea aceasta. Dar ăsta e un mesh static și nu-mi plac meciurile statice, cred că m-am. Au să-i bag un prin deși din spate ca să-i dau un deș acolo. Pe acel gigant, o să-i bag și niște deștea, boss. Să nu te mai miști, exact. Da, știi ce mi-ai băgat, ce mă gândeați pe mine acolo, scale, mă urez, nu mai gândeam nimic la tine. De trupe, dacă vrei să mă refer, asta da, dăraș. Și cum el nu-i merge dacă dăraș, așa că, ai pa. Pa, pa, boss. Hai, gata, te-am atât aici. Te crești maker, ai învățat și tu niște scheme de la YouTuber și gata. Te crești maker, boss, ia uite de aici. Ia uite de aici, un YouTuber și maker. Nu! Bomba! O să plătești, dacă aveam fireball acum. Plăteai, dude, plăteai. Gata, data asta te-am scos, recunoaște, gata.
Там скотч, дюд, там скотч, дюд. Там fucking скотч, гата, там fucking скотч, ахма дай-ку. Опа, ce ai făcut, prietene? Ce ai făcut, prietene? Gata, te-am bătut, prietene. Gata, prietene, te-am bătut. Și vine și de el. Că așa-mi place mie. Mă bucur că ăsta a fost meciul ăla mai strâns. 10 minute. Da, e bine. Mai deschide și chest-ul. Sper să-mi pice ceva ok din chest. Și câți bănuți îmi pică? 200, dude. Așa, skeleton, bine. Bombă, nu e bine. Oh, spear goblin, îi folosesc bine. Bila de foc nu e bine, deci îmi picar ăsta, care vreau să-i dau un upgrade și atât. Bun, a, și skeleton, da, care de, am locai. Ok, dacă îmi acceptă cineva la... Nu, 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 nu mai dau, nu mai dau. Păi eu am fost... Gata. Am terminat acest episod, eu am fost Marius Infinit și până pe data viitoare, nu mai bine. O să fac și alte episoade, dar nu mai vine Arena 2. Oh, ia asta puțin, scuzați-mă, dar n-ai cum să nu accepti un challenge. N-ai cum când te pune cineva să accepti un challenge. Sigur îl bag pe acest, da. Adi, se uite cineva care ține cu el, ok. Nu mă deranjează deloc, dacă ține... A, da. Uite că ăștia mai fost și prinț. Uite această fază. A, gata, te-am scos, am spus. Nu te-am scos, că ai pe ca un mare. A, dar nu-l ajută foarte mult. Da. A, deci folosiți pe foarte prost, ok. Băiatul ăsta nu știe să joace. Uite-te la mine cum se joacă, boss. Și mai înveți, după ce-l bag pe ăsta. Uitați-vă și voi, da, este cu level mai mare ca mine, da? Uitați cum îi se duce turnul și o luptă pe valchirie. Bravo, Mimpeca, de asta ești bun. Opa, ce-ai făcut boss aici? Ce-ai făcut boss? Acest turn este de partea mea. Uitați, da? Uitați că am o bate, că e level mai mare ca mine. Uitați ce-i fac, da? Ia uitați, gata, prințul e mort, da. Dar la cum se întâmplă mereu și mereu și mereu și mereu. Da? Așa, gata, boss. Gata, boss, să înțelege, ai pierdut, aia este. Gata, well played. Good games. Și mă și rinde de el, că sunt arena mai mică ca el. Și credea că mă bate pe mine, ok. Păi, eu am fost... Marius Infinit. Și până pe data... Așa. Eu am fost Marius Infinit și până pe data viitoare nu mai vine.